Și am să vă arăt acum partea de ceea ce doresc să vă mai arăt de, să zicem, de mod, de preferințe și de setare de preferințe. Am să-l fac un pic mai mare ca să fiu sigură că îl puteți vedea foarte bine. Deci sunt un cursul de tutoriale profesor sau, mă rog, în orice absolut curs în care sunteți dumneavoastră și dacă mergeți pe săgeata din dreapta, aveți aici, care este atașată, să zicem, numelui și pozei dumneavoastră, din nou revin la rugămintea de a vă încărca o poză reală, actuală și din ultima perioadă, să zicem așa, a dumneavoastră. Nu putem să aveam, cum să zic, preferințe ca studenții să își încarce o poză ca să putem să-i știm care sunt după figură dacă noi nu vom face acest lucru. Acest lucru se face foarte simplu din zona de profil, de unde puteți să editați profil. Am mai arătat acest lucru, dar mi-a fost solicitat constant în ultima vreme. Și de unde puteți să încărcați o nouă poză, da? Și să o puteți vedea imediat cum arată și să o actualizați profil. Absolut orice modificare faceți, trebuie să faceți actualizare profil. De asemenea, puteți să vă modificați, să zicem așa, partea de descriere și eventual și un link care să ducă la zona în care sunteți dumneavoastră de obicei de găsit, să zicem, când ne vom întoarce în facultate. Acum am să merg în zona de preferințe. Da? Eu vă arăt tot timpul în secțiunea din limba română, deci de aceea vă rog să navigați cu meniul limba română. Platforma este în română și în engleză. Poate veți considera că vă este mai simplu în engleză, puteți să o faceți, eu sunt obligată să vă arăt în limba română, deci dacă doriți să puteți să urmăriți ceea ce eu vă arăt, am să vă rog să vă selectați tot timpul limba română care se selectează de sus din meniul principal. În momentul în care sunteți în zona de preferințe, aveți câteva preferințe standard. În primul și în primul rând, preferințele de forum. Știu că le-am arătat, revin. Dacă doriți să puteți să primiți notificările de fiecare dată din toate forumurile, inclusiv forumurile de curs sau forumurile standard de platformă, trebuie să selectați fără rezumat. Adică de fiecare dată când este postat un articol pe forum, o nouă știre, ea să fie transmisă către dumneavoastră. Puteți să selectați, de exemplu, nu știu, în momentul în care nu mai aveți ore, semestre, dacă sunt semestre în care nu aveți ore, să vă vină doar e-mail-uri zilnice, deci să nu vină mai multe pe zi, ci să vină doar zilnice. În această perioadă, rugămintea și indicația noastră este să alertați, să fiți fără rezumat, încât să puteți să primiți notificările în timpul cel mai scurt cu putință. De asemenea, vă rog foarte mult să aveți selectat că această înscriere automată la forum este tot timpul în momentul în care postați sau sunteți înscriși la acel forum. Vă rog foarte mult acest lucru. Celălalt să lăsați-l setat pe nu și întotdeauna când ați făcut ceva, salvați modificările pentru ca ele să se și întâmple. În același mod, există ceea ce se numește, cum îi zice, message preferences, care sunt cealaltă categorie de mesaje, care sunt mesajele individuale care le trimiteți de la un utilizator la un alt utilizator. Deci nu mesajele de forum, sunt mesaje care sunt de curs. Deci forumul este alocat unui curs și întotdeauna, dacă doriți să puteți să transmiteți informații la toți studenții, vă rog frumos să faceți aceasta din forumul de, de news, de știri, de announcements, cum este el denumit, primul lucru pe care l-aveți introdus automat de către noi în cursul dumneavoastră. Da? Aceste setări de mesaje, întotdeauna selectați-le să fie și de la alți participanți de curs, fiindcă altfel veți putea primi doar de la cei cu care sunteți într-un fel, să zicem, prieteni sau sunt contactele dumneavoastră, deci ați mai comunicat cu ei, ceea ce în acest moment este puternic restrictiv, mai ales pentru utilizatorii mai noi. Și solicitați ca notificările să vă vină pe e-mail. Da? Această, cum să zic eu, solicitare de use enter to send este o solicitare că puteți să scrieți în mesajul de în mesaje, deci cum am eu aici, de exemplu, un mesaj de la un student, da, care mi-a venit pe e-mail
Și am răspuns, i-am trimis actele, fiindcă era o informație care am considerat-o privată, i-am trimis-o altfel. În momentul în care nu am selectată acea informație, pot să apăs Enter și să mă duc pe un rând mai jos, să-i scriu un mesaj care să fie vizibil frumos și doar în momentul în care voi apăsa pe această săgeată, mesajul să plece către respectiva persoană, nu și în rest. Da? Acestea sunt setările de mesaje. Celelalte setări pe care vă rog să le verificați din nou și să fiți siguri că sunt corecte pentru absolut toată lumea, sunt cele de preferințe pentru notificări. Când le veți selecta, veți putea vedea că aveți niște preferințe setate automat. Da? Întotdeauna nu vă selectați aici, dezactivați notificările. În momentul în care faceți acest lucru, nu veți mai primi nicio notificare prin e-mail de la campusul virtual. Trebuie dumneavoastră de fiecare dată să intrați peste tot, în toate cursurile în care sunteți înrolați, în care sunteți profesor sau student, sau cursurile de tip social, și să să vă uitați efectiv ce este nou acolo. Nu veți mai primi niciun fel de notificare. După cum vedeți, pentru fiecare dintre tipurile de activități există niște notificări standard. Deci sunt notificările de tip pop-up, acestea sunt notificările care apar efectiv aici, în partea aceasta de sus, lângă meniul principal, lângă numele dumneavoastră de utilizator, iar sunt notificările care vin prin e-mail, care iarăși pot să fie setate în ce tip de format de e-mail să vină și de asemenea puteți să trimiteți și la o altă adresă de e-mail decât la cea pe care este standard setată ca adresa dumneavoastră preferențială și unică, de fapt, în adresa în e-mail. Deci, notificările pot să vină prin e-mail la mai multe adrese de e-mail, mă rog, la încă una suplimentară pentru fiecare utilizator. Aici, după cum vedeți, la fiecare dintre ele puteți să selectați dacă este on sau este off. Dumneavoastră decideți în ce fel și cum doriți acest lucru. De exemplu, eu, fiindcă am foarte multe activități cu lucrări, care sunt încărcate de către studenți. Acum, în acest semestru, am mult mai puțin studenți, dar în primul semestru am avut, cred că în total, 300 de studenți sau ceva de genul acesta. Dacă fiecare dintre ei, pentru fiecare activitate pe care le-am dat-o și-au trebuit să o încarce și să o facă prin campusul virtual, mi-ar fi trimis notificare de e-mail, probabil aș fi ajuns la încă vreo 50 de mail-uri pe zi primite și încarcă sistemul la modul gratuit. Mai ales când aveți mulți studenți și când știți că le-ați dat o lucrare și vă intrați dumneavoastră să vedeți. Deci selectați acestea pe nu-i recomandarea mea. De asemenea, vedeți că eu am notificările de feedback puse pe on, prin e-mail și nu altfel. Este o setare pur preferențială pentru mine, fiindcă pe mine mă interesează în momentul în care studenții dau feedback la anumite postări. De asemenea, după cum vedeți, forum, fiindcă sunt în foarte multe forum și în foarte multe cursuri înscrise, le am setate pe nu și așa am foarte multe badge-uri care mi-apar cu tot felul de notificări care le am, sunt acestea, le vedeți de aici, din setarea aceasta, din acel clopoțel de sus, da? Le am setate pe nu și le primesc doar prin e-mail. Prin e-mail vă rugăm foarte, foarte mult să le lăsați cu timpul pe on. Degeaba le-ați spus dincolo că să primiți mail-uri în fiecare zi, dacă aici îl modificați și îl spuneți să nu fie activ. De asemenea, sunt la fel și pentru celelalte tipuri de activități, inclusiv pentru chestionare, pentru teste, pentru notificările de sistem. Dumneavoastră nu veți avea aceasta, multe dintre acestea sunt parte de administrator pe care eu le am, dar primele le veți avea și dumneavoastră. Acestea sunt notificările standard pe care trebuie să le puteți arăta și pe care trebuie să le puteți avea tot timpul active.